Dante, care e diferența între roșiile la 8 lei și cele la 6 lei? Da, soiuri. Sunt două soiuri. Am 4 soiuri. Astea le cultiv acasă. Care sunt mai bune? Mie toate îmi plac. Sunt toate, toate în aceeași grădină făcute. Pun o leacă asta aici. De unde sunteți? Târgu Frumos. Târgu Frumos, deci ești din județul Iași roșiile, da? Da? Vreau și 1 kg de roșii. Da, domnul. Poftim, vă dau punguță și puneți care doriți. Deci care vreau eu, da? Da, da. Să-mi spuneți când mă ajung la 1 kg. Vă spun. Că-s cu bugetul. Cântarul spune. 6 lei, da? Da. Așa. Cam câte roșii sunt într-un kilogram? Sunt vreo 7-8. Am 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ieri am fost acolo prin zonă și era problemă cu seceta. Seceta e mare. Seceta e mare acolo la Târgu Frumos, mare, da? Mare. Ia hai să vedem, cât avem? 1 kg 170. 7 lei. 7 lei, da? Da. Bun, vreau și 1 kg de ardei capia. Ardei cât sunt? 8 lei. Așa frumos, da? Dați-mi 1 kg, așa. Da. Poftim și vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. 1 kg de cartofi vreau. Vreți mai micuți sau mai mari? Așa, potrivit, ca de... Ca de cartofi prăjiți. Da. Mai mari ca să fie mai ușor de curățat. Așa. E suficient? 1 kg. Poftim, mulțumim și o zi bună să aveți. Mulțumesc și eu. Vânzare bună. Care e telemeaua de oaie? Cam sărat așa. Cât e kilogramul? 40 kg? Da. Dați-mi 1 kg. Da. Poftiți. Mulțumesc mult. Am cumpărat și ultimul element de pe lista noastră de cumpărături, carnea de porc. Prețurile încep de la 21 de lei și pot ajunge chiar și la 30 de lei pentru specialitățile din carne. Prețurile sunt cu circa 30% mai mari față de anul trecut. La Suceava am terminat cumpărăturile și am cheltuit în total 78 de lei pentru toate cele 5 produse. Cel mai scump a fost telemeaua de oaie, urmată apoi de carnea de porc. Cum vi se par prețurile la piață? Cum mi se par? Foarte mari. Exagerate unele schiere. Dacă le compari cu munca, sunt exagerate. Da? Nimeni nu urmărește. Își pun adaunsul așa, după cum decide. E scumpă, da? La prețurile și la munca pe care o depune un agricultor, să știți că nu prea. Nu pare scumpă, că oamenii trăiesc din asta. Știți de ce vă spun asta? Pentru că și eu lucrez grădina și știu cât e de greu. Așa. Față de anul trecut, cum sunt prețurile? Față de anul trecut, normal că e mai scumpă. Sigur că da.